De aceea, Sfinții Părinții, că postul este poarta, iar epitrahirul preotului este ușa mântuirii. Adică, prin poarta aceasta strâmtă de care vorbește Mântuitorul, vor intra toate virtuțile sfinte în sufletul, trupul omului, îmblânzind, sfințind trupul și sufletul. Înainte de orice altă poruncă, Dumnezeu i-a poruncit lui Adam în rai să postească, adică să nu mănânce din pomul oprit, acela cunoștințe bine răului. Prin încălcarea acestei porunci s-a prefăcut veselia în lacrimi. Mintea s-a îndrășat, trupul a murit și toată natura s-a răsculat împotriva omului care a intrat moartea în lume. Dumnezeu a creat trei ființe desăvârșite care au diferite vieți, potrivit diferitelor însușiri ale naturii lor. Adică, îngerul, omul și animalul. Îngerul este o ființă cu totul duhovnicească. Animalul este o ființă cu totul material. Nu are suflet, iar viața lui e cu totul trupească. Dar omul este o ființă compusă dintr-o substanță duhovnicească și altă trupească. Din trup și suflet. Când omul trăiește după trup, degenerează din noblețea sa și cade în condiția animală. Așa cum observăm la mai mulți oameni care în zadar se numesc oameni, deoarece se trăbăresc în noroi din cauza beției, trăind în desfătări. Când omul trăiește după duh, după suflet, el își menține demnitatea, se înalță la starea unui înger. Abținerea de la păcat este postul sufletului. Abținerea de la mâncare este postul trupului. Postul trupesc nu trebuie despărțit de cel duhovnicesc. Adică, dacă omul postește la mâncare, dar în schimb înjură pe Dumnezeu și cele sfinte, minte, face tot felul de păcate, un astfel de post e ca un trup fără suflet. Sfinții Părinți aseamănă postul mare cu o scară cu 40 de trepte. Într-o zi fă milostenie, frate și soră, într-o zi fă pace între cei care se urăsc și se dușmănesc, într-o zi deschide ochii sufletului necredincios, care nu cunoaște pe Dumnezeu. În altă zi însoțește un mort la groapă. Asta este o plată de la Dumnezeu răsplată. În altă zi scrie ceva de mână, o rugăciune, o cântare sfântă și o împarte cu cel neștiutor tot felul de fapte bune împreună cu postul, cu rugăciunea, cu smerenia. Și așa să urcăm zi de zi pe scara aceasta până acolo la Stăpânul nostru unde ne vom bucura de milostivirea lui Dumnezeu. Dar trebuie să știți că postul are cei mai mulți dușmani. Care sunt acei dușmani? Trei sunt dușmani principale ai postului. Diavolul, lumea și trupul. Diavolul ne șoptește ca și lui Adam. Omule, postul nu este o poruncă. Te poți mântui fără post, căci nu spurcă ce intră în gură, n-a zis Oare Hristos, așa? Lumea ne amăgește zicând, nu mai posti femeie. Că te faci de râs, cine mai postește astăzi? Fii serioasă. Nu te mai lua după babe. Iată câtă necredință în Dumnezeu. Trupul fiind al treilea dușman, care înainte de post începe să se întristeze zicând, oh, cât o să mai cânești cu bucate de acestea sărăcăcioase? Nu vezi că sunt bolnav? Și fața mi se îngălbinește, nu mai pot. Doar un tână, doar nu sunt tânăr acum, nu am vreme, am vreme să postez mai la bătrânețe. Trebuie să ținem seama că dacă e vorba de post, postul e un canon și dacă vrem să facem pocăință cu adevărat, să arătăm și noi lui Dumnezeu Hristos că îl iubim, ne chinuim cu ceva, ne îndreptăm, ne întoarcem la Dumnezeu cu ceva. Trebuie să ne doară ceva, trebuie să suferim, să simțim ceva. Astfel nu este pocăință așa cum ar trebui. Cât l-au dorit pe Dumnezeu cuile, sulița, toate suferințele pe care le-a răbdat. Postul, iubiți credincioși,
nu omoară pe nimeni. Din contră, să știți că toate bolile au ieșit în lume din cauza nepostirii, a îmbuibării. Mai departe ne amintește Sfânta Evanghelie de astăzi zicându-ne să nu ne adunăm comori pe pământ, unde le strică și le fură hoții. Le adunăm în cerul unde nu le strică, nu le poate fura nimeni. Căci unde ți este comora ta, acolo ți este inima și gândul tău. Comora din cer pe care o putem face de aici, de pe pământ, constă în tot felul de fapte bune, ostenire, metane după putința, puterea noastră, închinăciuni, citirea psaltirii în post, ajunări în post, milostenii, cercetarea bolnavilor, îngroparea morților care nu au pe nimeni, împărțirea la oamenii săraci, dumnezeiești și cele ce sunt de trebuință, o sfântă icoană, să dăm de pomană, cu mare plată la Dumnezeu, o candelă, o cărticică de rugăciuni care să fie date de pomană, iar pe cele ține de cele trebuincioase trupului să-i ajutăm cu cele necesare. După puterea noastră, lemne de foc, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte și de toate. Să luăm aminte, trebuie bine căutați cei care merită acea pomană. Tot ceea ce faceți bun cu Sfânta Osteneală, să faceți cu sufletul zâmbind de bucurie și cu multă placere de credință și dragoste în numele Scumpului nostru Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele noastre. Iubiți credincioși și credincioase, să ne grăbim să facem cât mai mult, că viața noastră trece ca norii pe cer. Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie de astăzi, ca de la început, ei ne pune o condiție importantă. Dacă veți ierta oamenii greșelile lor și Tatăl vostru din ceruri, o să vă ierte păcatele voastre. Atenție mare! Nu veți ierta, nici Tatăl vostru din ceruri nu o să vă ierte. Dacă nu veți ierta oamenii greșelile lor. Să nu ne înșelăm cu orice faptă bună, ori post, orice am face, nu primim iertare dacă nu iertăm pe cel care avem ură pe el. Dacă nu le iertăm din inima noastră. Până la urmă, cine suntem noi să judecăm pe cel ce ne-am greșit? Suntem datori să iertăm iertarea la cei cărora le-am greșit sau ne-am greșit chiar. Și n-avem voie să începem postul, ferească Dumnezeu, fără să ne cerem iertare la cei care ne-au greșit și am greșit. Și noi dacă am făcut gestul acesta frumos, smerit, plăcut înaintea lui Dumnezeu, a aproapelui, chiar dacă El nu vrea să ne ierte, să ne iertăm noi din inimă, atunci vom primi iertare de la Dumnezeu. Acela nu poate fi numit creștin, ortodox, care nu poate ierta. Acesta este lucru important, iubiți credincioși, din Sfânta Evanghelie de astăzi, care va da valoare la toate celelalte fapte pe care le vom face. Tatăl nostru, Cel din Cer, iartă-ne nouă păcatele noastre, căci noi iertăm din toată inima pe cei care ne-au greșit. Atenție și ne iartă nouă, precum și noi iertăm din toată inima pe greșiții noștri. Întoarce-ne la Tine pe căile Tale sfinte. Ajută-ne să putem ierta cu harul Tău, să punem început bun din clipa aceasta a vieții noastre, să ne putem lăsa de toate obiceiurile rele, de vorbe murdare, urâte, de cleveteală, de osândire, ca să-ți urmăm Ție în toate cele vieții. Doamne, iar atunci când vei veni pe norii cerului să ne aduci pe noi din Babilonul fără de legiul în țara ta sfântă, noul Ierusalim, raiul pe care l-am pierdut Adam, Eva, fericirea veșnică unde ești tu, împărat, să fim cu tine acolo în vecii vecilor. Amin.